Salut, dragii mei! Astăzi este miercuri, a treia zi din săptămâna patimilor. După cum știți, ieri am învățat cum Domnul Iisus a intrat în templu și le spunea oamenilor despre Dumnezeu. Astăzi o să învățăm cum Domnul Iisus a mers în Betania și pe când stătea la masă cu Simon și cu ucenicii și nu știm ce oameni mai erau acolo, a venit o femeie cu un vas de alabastru. Imaginați-vă că era ca un vas de parfum, dar în vasul ei se afla un mir foarte scump. Era ce avea ea mai scump. Și ea l-a turnat pe capul Domnului Iisus. Imaginați-vă ce parfum era acolo, ce frumos mirosea. Dar cel mai important este că ea a adus ce avea mai scump Domnului Iisus. Ucenicii și oameni de acolo au zis: Doamne, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Dar Domnul Iisus a zis așa: de ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Domnul Iisus știa că avea să moară peste câteva zile și a zis: dacă a turnat acest mir pe capul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Astăzi vrem să vorbim și noi despre această femeie curajoasă. Să vedem ce avem de făcut. Avem nevoie de o foaie A6, hârtie colorată, creioane colorate sau carioci, foarfecă și lipici. Avem aici o foicică asemănătoare celei de ieri, pe asta o punem deoparte. Vrem să îi scriem titlul. Miercuri. Și scriem referința biblică, care este Matei 26 cu versetul 7. Ce spune aici? S-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Și vrem să desenăm un vas de alabastru. Putem să desenăm direct aici sau putem să luăm orice alt carton colorat și să desenăm un vas. Vreau să fie cam de mărimea asta, deci... și o toartă sau un mâner. Puteți să desenați ce vreți pe el. Deocamdată vrem să îl decupăm. Iar îi rugați pe părinți, dacă nu puteți la mâner, să decupeze. Bun, și punem lipici pe spatele lui. Lipim vasul în centru foii, poate un pic mai sus. Puteți să colorați ce doriți pe el, să-i faceți modele și dacă vreți să scrieți jos ce reprezintă vas de alabastru. Alabastru, da? Nu albastru. Alabastru era un material foarte scump în vremea aceea. Puteți să-l adăugați la cărticică. Am deja 3 foi pentru cărticica mea. De-abia aștept să le văd și pe celelalte și vreau să le văd și pe ale voastre. Avem aici al treilea lucru manual din această săptămână, și anume vasul de alabastru. Și ca să fie lucru complet, vreau să-l întoarcem pe partea cealaltă, să luăm un parfumel și să îi dăm un puf sau două, depinde cât te doriți, să așteptăm să se usuce și să ne aducem întotdeauna aminte ce lucru frumos a făcut această femeie pentru Domnul Iisus, că i-a dat ce a avut mai scump. Vă doresc mult spor!